antimateria în antipoezia sa. Vom nota antimateria poeziei cu litera grecească fi, nu ca o coincidență cu secția aurea a lui Fibonacci, care întrupează perfecțiunea de la cochilia unui mel până la raporturile dintre cele mai evoluate specii, ci pentru a ilustra grafic sciziunea dintre poet și poezie, iar pe înger, adică pe poet, îl vom nota cu litera grecească psi, care după teoria lui Dietrich Dorner vede omul ca pe un sistem psihologic, o arhitectură cognitivă structurată pe emoții și impulsiuni. Avem astfel, nu pot să o reprezint, este o matrice determinată de materie și antimaterie, în care avem prima linie avem Fi1, Psi1, a doua linie avem Psi2, Fi2, în care Fi1 și Fi2 marchează starea poeziei, văzută ca melanjul dintre plenitudine și negarea plenitudinii, așa cum se poate observa în lecția despre cub, pentru că perfecțiunea nu atrage atenția. Iar Psi1 și Psi2 sunt ipostaziere ale poetului care pendulează între limitele poeziei. Dialectica hegeliană ne permite să asociem ipostaza apolinică Fi1 cu dionisiacul Psi2, iar îngerul Nikita Psi1 cu antimateria poeziei sale Fi2, ceea ce permite ca matricea materie-antimaterie să fie anihilată de însăși puterea guvernatoare a rațiunii. Tot acest flux, cum ar spune Heraclit, determinat de tensiunea acestor opuși, este potențat nu numai la nivelul conținutului, ci și la nivelul formei. Aici putem discuta despre tonalitatea melodică a poemului și a cuvintelor, care este o tonalitate emotivă, pentru că melodia împărtășește sensul esențial în mod nemijlocit, așa cum spunea Liviu Rusu. Pe urmă am făcut o operație în cadrul titlului, am sustras fiecare sunet și am încercat să-l comentez în concordanță cu această matrice a anihilării. Și am spus că consoana fricativă S sugerează stridența, sugerează disconfortul sau chiar zgomotul metalic și mecanic produs de coliziunea dintre materie și antimaterie. De asemenea, consoana exclusivă T potențează la nivel sonor violența, zgomotul, duritatea împreunării dintre înger și poezie. În timp ce consoana vibrantă R sugerează în plan cosmic duritatea și stridența tonului final. Vocala deschisă A, asemănată cu prima literă grecească a alfabetului alfa, poate potența nașterea unei lumi noi după momentul anihilării. Iar, bineînțeles, vocala semideschisă E, de la finalul sememului, potențează starea anxioasă a poetului cu privire la repercusiunile anihilării dintre acest subiect și obiect. Avem la nivelul poemului o întrebare retorică și citez: nu așa că nu mai știi cum îmi arată chipul? Aceasta validează prezența îngerului la nivelul subtextual și starea lui de nelămurire cu privire la fenomenul de distrugere a universului poetic. Trăsăturile fizice ale îngerului sunt indecifrabile după actul de contopire dintre particulă și antiparticulă și acest val verde, care este amintit de Nikita Stănescu în poezie, este certificatul de naștere al cunoașterii, căci din această luptă ineluctabilă dintre opuși va rezulta întotdeauna o autocunoaștere. Este moment